Gheorghe Frățilescu și Constantin Tabacu s-au prezentat astăzi la primul termen în procesul în care patronul școlii de șoferi este acuzat de trafic de influență. Primul este verișorul adjunctului poliției Gorjene, Ion Frățilescu, suspectat la rândul său de fapte de corupție, după cercetările de amploare efectuate în dosarul supranumit Mafia Permiselor. Sunteți vinovat? De ce m-am trimis în judecată din nou? Ce legătură are verișorul dumneavoastră, adjunctul poliției Gorj, domnule Frățilescu? Ce legătură aveți cu acest dosar? Nicio legătură. Vă mulțumesc, rămâne. O zi... de cumpărare de trafic de influență. Sunteți vinovat? Nu. Ați apelat la domnul Frățilescu să vă dea o adeverință falsă? Nu e falsă, să rămâne. Suspiciunea este că Tabacu ar fi apelat la Gheorghe Frățilescu pentru a-i da o adeverință din care să rezulte că a urmat o școală de șoferi, după ce i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără permis. Frățilescu Gheorghe a efectuat demersurile necesare pentru verificarea cursului dosarului penal al lui Tabacu Constantin, dar și pentru obținerea unei adeverințe din care să reiasă faptul că Tabacu Constantin a urmat cursurile unei școli de șoferi, înscriere care să fie ulterior depusă la dosarul cauzei în circumstanțiere. Se precizează în rechizitoriul întocmit de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României. Anchetatorii au descoperit că bărbatul acuzat de cumpărare de trafic de influență nu a efectuat nicio oră de pregătire teoretică, dar nici practică. Fiind audiat, Frățilescu Gheorghe a recunoscut faptul că i-a împretins lui Tabacu Constantin suma de 85 de lei pentru a-i face rost de o fișă medicală fără a fi examinat din punct de vedere medical, lăsând să se creadă că am influență pe lângă medici. Recunosc faptul că am semnat fișa de școlarizare pentru conducere eliberată pe numele lui Tabacu Constantin, dar și adeverința în care am menționat în fals că respectivul cursant a efectuat complet cursurile de pregătire teoretică și practică, fapt neadevărat. Se mai precizează în rechizitoriu. În primul dosar, Gheorghe Frățilescu, administrator și instructor auto, a primit 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată. Verdictul va fi dat însă de Curtea de Apel din Craiova. În total, 3 inculpați sunt acuzați că ar fi primit în intervalul iulie-noiembrie 2013 între 150 și 200 de euro de la investigatori sub acoperire sau de la alte persoane interesate, lăsând să se creadă că au influența asupra unor polițiști examinatori de la permise.